Bine m-am regăsit. Vreau să încerc să găsesc răspunsul la o întrebare care cred că este fundamentală pentru demersul nostru de până acum și în continuare. Și întrebarea aceasta este dacă în ontologia, repet, în ontologia epistolului lui Pavel există vreun loc pentru teoria evoluției. Și când spun teoria evoluției, înțeleg teoria evoluției prin selecție naturală. Evoluția este un proces aleatoriu, determinat de cauze naturale. Și dacă am amintit ceva la ultimul episod din În căutarea certitudinii pierdute, pe care din greșeală l-am postat la ontologia pauliană, cred că v-ați dat seama că aparține de fapt celelalte serii cu caracter filozofic. Anume că putem vorbi despre un determinism la nivelul teoriei haosului și eventual din afara spațiului și timpului la nivelul fizicii cuantice sau relativiste, dar nu putem accept accept fără rezerve concepția căreia, din punctul de vedere al legilor macrocosmice, evoluția este un proces pur aleatoriu și pur natural. Și mai mult decât atât, deci, ridic întrebarea dacă există vreo legătură sau există un loc în ontologia pauliană pentru teoria evoluției, mă refer și la ideea că omul a evoluat dintr-un strămoș comun cu cimpanzeul și că omul a evoluat printr-un proces aleatoriu natural, fără o intervenție din afară, în sens mecanicist, așa cum susține teoria Intelligent Design, care poate merge până acolo cât să accepte evoluția omului, dar cu o intervenție, la fel ca și ca o intervenție supranaturală, la fel ca și evoluționismul teist. Voi dezbate și acest subiect într-un cuplu, deci voi încerca astăzi să investighez teologia, ontologia ispășirii și a căderii la Pavel și a răscumpărării. Iar la celălalt episod următor de certitudini, incertitudini, mă rog, căutarea certitudinii pierdute, voi încerca să aportez problema din punct de vedere filozofic și bineînțeles că nu voi reinventa roata, voi începe cu Teilhard de Chardin și voi vorbi și despre alți biologi și teologi care au căutat răspunsuri și au oferit soluții foarte sclipitoare la această întrebare. Nu ascund faptul că eu n-am un răspuns. Ceea ce vreau să vă propun este o căutare. Ceea ce vreau să facem este o deconstrucție a unor certitudini tradiționale. Nu cu scopul de a dărâma, ci cu scopul de a găsi o bază mai solidă. Și indiferent dacă sunteți sceptic sau credincios, vă invit să participați la acest proces și inputul dumneavoastră este binevenit. Vreau să încep cu felul în care este pusă problema la modul cel mai simplu și cel mai popular. Dacă a existat o evoluție, n-a existat o cădere. Și dacă n-a existat o cădere, ce nevoie este de cruce și de răscumpărare și să vină Iisus? Deci se pare că argumentul ăsta este definitiv și că nu poate să fie dat la o parte. Ceea ce vreau să propun este mai întâi să lăsăm la o parte teologia populară a ispășirii și să încercăm să vedem ideile care le formulează Pavel. De la început îi dau dreptate lui Petru. Pavel este foarte greu de înțeles. Este teribil de complicat. Și multe dintre ideile sale sunt subtile, sunt printre rânduri, sunt în subtext, nu sunt exprimate clar. Așa că nu voi pretinde un Bible proofing, o apologie stil text proofing, în care ofer două, trei texte, uite, asta este, e negru pe alb și altfel nu se poate. Și vreau să abordăm pe Pavel așa, în mod exegetic, cât se poate de obiectiv și de riguros. Hai să începem cu ispășirea. De ce a murit Iisus? Păi bineînțeles că știm că Iisus a murit din cauza păcatelor noastre, noi l-am omorât pe Iisus, Domnul ne-a iubit. Haideți să mai întâi să recunoaștem faptul că nimeni nu știe de ce a murit Iisus. Și o să vă ofer
răspunsurile tradiționale în teologie. Prima răspuns este: Iisus a venit care să ne răscumpere. Să ne răscumpere din mâna cui? Pentru că a plăti răscumpărarea cuiva implică ideea că a fost răpit de cineva care nu este binevoitor. În afară de cazul că spune că Iisus și Tatăl fac un joc de good cop, bad cop, dar ceea ce ar face din Iisus o figură la fel de sinistră cât face din Tatăl său, răscumpărarea aceasta implică de fapt Iisus a dat în locul nostru și cui s-a dat Iisus. Răspunsul cel mai vechi pe care avem de la părinții bisericești este că Iisus a dat diavolului și ideea este aceea că Iisus a coborât în iad după moartea sa. Deci Iisus a atins o capcană diavolului pe care diavolul a înghițit-o, așa cum închide el peștele cârligul. În sensul că diavolul a fost foarte fericit să ia pe Iisus să-l ducă în iad. Neștiind, nerealizând că Iisus va scoate, e destul de puternic să iasă din iad și ieșind din iad va scoate cu el mai mulți dintre cei care păcătuiseră în vechime. Așa că, practic, ce a făcut Iisus este că a spart, mă rog, zăvoarele iadului și a scos mai mulți din iad și de atunci încolo el continuă să ne, mă rog, să lase pe diavolul să ia pe cei care n-au recunoscut puterea sa și n-au credință în el. Concepția populară evanghelică este că dracul ia pe toți cei care nu cred în Iisus. Cine recunoaște sângele lui Iisus și harul lui Iisus nu este luat de Satana și dus în iad. Cealaltă explicație este că Iisus trebuia să moară pentru că fiecare păcat, oricât de mic și în general natura noastră păcătoasă la care participăm prin faptul că sunt urmașul lui Adam este o ofensă infinită la în fața unui Dumnezeu de o sfințenie infinită. Acesta este teodicea lui Augustin. Justificarea pe care Augustin o aduce unui Dumnezeu sadic. Este o ofensă infinită aduse unei sfințenii infinite, faptul că existăm în natură păcătoasă. Iisus este singura persoană egală cu Tatăl ca sfințenie și ca importanță în univers, așa că moartea lui Iisus răscumpără această ofensă. Tatăl nu ne poate ierta această ofensă, dar l-a dat pe Fiul Său să moară în locul nostru ca să ne poată ierta. Și dacă un copil nu este botezat, merge în iad și este drept să meargă în iad pentru că Tatăl a fost ofensat. Această teorie apărea foarte convingătoare în evul mediu, în care, de exemplu, dacă cineva încerca un regicid sau o crimă de lex maiestate, pedeapsa era foarte gravă, nu din cauza că încălca legea, ci din cauza că ofensa era extrem de gravă. Și atunci se justifica tortura și pedeapsa cea mai gravă. Deci dacă, ofensând un rege, poți să ai o pedeapsă atât de crudă și nimeni nu obiectează că pedeapsa e bine meritată, este pe măsura ofensei aduse. Cu atât mai mult ofensând pe Dumnezeu, pedeapsa este legitimă și chiar dacă ești un copil care n-a făcut niciun păcat conștient, vei arde o veșnicie în iad, fiindcă n-ai fost botezat. Cealaltă teorie este aceea că legea cere moartea păcătosului. Aici întrebarea mea este care lege? Pentru că aici avem o problemă care deja cred că am înțeles-o în parte. În sensul că există două legi. Legea naturală și legea Vechiului Testament, legea celor 10 porunci. Pavel e destul de clar că legea a fost dată la 420 de ani după Avram și că legea a fost adăugată. Așa că ideea că omul a fost ofensat fiecare că ca legea celor 10 porunci nu stă în picioare, că omul a ofensat pe Dumnezeu călcând legea celor 10 porunci sau legea iudaică, nu stă în picioare pentru cineva care acceptă ce spune Pavel. Stă în picioare pentru un iudeu. Iudeii, considerându-se mai importanți decât alți oameni, pleacă de la premisa că legea, Tora, a fost dinainte, nu din veșnicie, dar dinainte de creațiune. Dumnezeu întâi a făcut legea, legea celor 10 porunci, într-un cuvânt, celelalte fiind explicitări ale celor 10 porunci, în diverse situații. Dumnezeu a făcut Tora și după aceea l-a făcut pe om. Așa că, din acest punct de vedere, justificarea răscumpărării, ca o răscumpărare sub pedeapsa legii, este legitimă. Dacă
omul a călcat legea celor 10 porunci și pentru asta a fost pedepsit să sufere condiția asta de mizerie și moarte. În lege, în legea lui Moise, noi găsim destule afirmații că plata păcatului este moartea și că încălcarea legii trebuie pedepsită cu moartea. Deci este foarte clar că această călcare a acestei legi a lui Moise se pedepsește cu moartea. Singurele porunci care pot fi călcate fără să fie omorât sunt cele pe care le calci din greșeală. Și mă refer în special la porunci ceremoniale, la cele cu caracter moral, care de multe ori nu sunt considerate păcat. Deci, asta pare legitim atunci când, ca iudeo-creștini, ignorăm pe Pavel și spunem că legea celor 10 porunci este de veșnicie și este universală. Dar, de fapt, o lectură nu chiar și la suprafață a epistolelor ne spune că legea universală este legea naturală. Și una dintre diferențele dintre legea naturală și legea celor 10 porunci este aceea că legea celor 10 porunci, sau mă rog, legea lui Moise în general, nu numai cele 10 porunci, bag aici și să nu-ți las corțurile bărbii sau să nu înhami un cal și un măgar la plug, toate poruncile sunt la fel de valabile, nu există diferență între porunci, deci nu există. Pentru că legea celor 10 porunci nu este legea naturală. Legea naturală izvorăște din natura umană. Spune Pavel, neamurile își sunt singure lege. Spune mai departe, gândurile, logismos, raționamentele logice, care se învinovățesc, dezvinovățesc între ele. Și acest cuvânt între ele ne duce cu, este înrodit cu cuvântul dialectică. Și de fapt asta este ideea. E un proces dialectic prin care încercăm să înțelegem ce e bine și ce e răul. Bun. Această lege nu este perfect obiectivată. Această lege implică un, cum citând textul din Coloseni, poate să implice un cheirografos, o scriere, o codificare. Și de cele mai multe ori implică o astfel de codificare. Dar codificarea aceasta, este, deși este absolută cât timp este valabilă, din punct de vedere ontologic nu are o bază definitivă, ea poate să fie amendată, poate să fie schimbată, fiindcă e făcută de oameni și exprimă natura umană. Păcatul împotriva legii naturale este un păcat împotriva naturii umane, cum recunoaște Pavel în Epistola către Romani, că homosexuale păcătuiesc împotriva propriilor lor naturi și își primesc pedeapsa în corpurile lor. Această lege mai întâi nu face toate păcatele egale. În legea celor 10 porunci, toate păcatele sunt egale. Cea mai mică ofensă este egală cu crima și de multe ori creștinii care într-un fel sau altul au reintrodus ideea aceasta de lege absolută, în sensul că spun, nu mai suntem sub Vechiul Testament, suntem sub Noul Testament și găsesc texte sau dogme care au valoare absolută ca și legea celor 10 porunci. Și creștinii de multe ori spun, nu există diferență între păcate. Eu am omorât 1000 de oameni, tu ai înjurat sau te-ai dat după femeie, tot păcat este și toate păcatele sunt egale ca gravitate. Pentru toate a murit Iisus, toate duc la moarte. E bine, adevărul este că legea naturală nu este o ofensă împotriva lui Dumnezeu, în primul rând, împotriva autorității lui Dumnezeu, întrucât este scrisă de oameni și nu pune semnul egalității între toate ofensele. Sunt pedepse diferite. Este greu să găsești undeva ideea care apare destul de clar în legătură cu legea din Vechiul Testament, că călcarea acestei legi necesită neapărat moartea păcătosului. Fiindcă călcarea legii naturale nu necesită neapărat moartea. În mare măsură, legea naturală este nu un dat definitiv, ci ceva ce se schimbă pe măsură ce societatea evoluează și drepturile oamenilor sau diferitelor grupe sunt, încep să fie înțelese în mod diferit. Atunci, iarăși mergând mai departe, iau de exemplu Psalmul 51, versetul 5. Împotriva ta, numai împotriva ta, păcătuit, spune David. Ce făcuse David? L-a omorât pe Urie, mințise poporul care acordase încrederea să fie împărat și o luase pe soția lui Urie la el în harem. Împotriva cu ea păcătuit David, numai împotriva lui Dumnezeu. David nici măcar nu se gândește o clipă la ce a făcut lui Urie sau lui Batșeba sau la faptul că și-a dezamăgit poporul.
ci se gândește că a păcătuit doar împotriva lui Dumnezeu și ca atare cer iertare lui Dumnezeu. Este o caracteristică a legii. A legii în Vechiul Testament, că omul se raportează la un cod exterior lui, care este perfect obiectiv. N-are nicio legătură cu natura umană, cu rațiunea, cu idealurile omului. Este perfect obiectiv și perfect bazat pe autoritatea divină și ca atare și păcatul. Nu este ceva ce are legătură cu semenii sau cu tine însuși, ci numai cu Dumnezeu. Și ca atare, Dumnezeu fiind ofensat, te pedepsește pentru păcat. Dar aceasta este greu să o găsești, apleci la legea naturală, iar creștinii sunt sub legea naturală, au obligația de a ține legea naturală. Creștinii nu au obligația să țină legea celor 10 porunci. O altă teorie a ispășirii. Deci, așa cum am spus, satisfacerea legii este una dintre teoriile care a apărut după reformațiune și care este foarte îndrăgită, mai ales de adventiști, pentru că ei consideră că cele 10 porunci au fost înainte de creațiune, au fost baza Universului și suntem încă sub cele 10 porunci. Altă teorie este teoria influenței. Iisus a murit ca să aibă o influență morală. Deci ca un exemplu de sacrificiu de sine. Și apoi, în sfârșit, teoria demonstrației. Dumnezeu l-a dat pe Fiul Său ca să demonstreze ceva omului și Universului. Toate aceste teorii sunt în mod egal legitime în teologia creștină. Și dacă luați, de exemplu, scrie Ellen White, o susține câmp pe una, câmp pe alta. Nu toate se exclud între ele. Dar este greu să spui că toate acestea sunt adevărate. Pentru că, sau că toate acestea sunt principale și pentru că unele se exclud între ele. De exemplu, teoria influenței cu greu poate fi împăcată cu teoria răscumpărării sau a satisfacerii legii sau a satisfacerii onoarei lui Dumnezeu. Sau chiar teoria legii și teoria satisfacerii onoarei lui Dumnezeu. Nu se împacată de bine. Pentru că una este ideea unui Dumnezeu care trebuie satisfăcut, pentru că i-a fost trimit onoarea, și alta este teoria că Dumnezeu însuși recunoaște autoritatea legii și nu poate face altfel, ci cere satisfacție pentru lege. Să trecem de la aceasta. Deci, ce vreau să arăt este că nu suntem chiar atât de clar la ispășire, cum ne pretinde. Vreau să trec la alt aspect, problema căderii. Ce este căderea? În secolul 1, când Pavel scria, este foarte clar că era o concepție universală că a existat o cădere. Că toate problemele, deci condiția umană se explică printr-o cădere. Dar ce este această cădere? Este foarte interesant că aici avem o serie de mituri vechi și o serie de teorii moderne care toate pleacă de la premisa că a existat undeva o greșeală făcută de om în istoria lui, din care se trag toate nenorocirile, dar în ce a constat această greșeală. Acum, cei care sunt oameni unii singuri, care cunosc doar Biblia și pentru care toată istoria este istoria văzută prin prisma scriitorilor evrei, le este ușor să ignore alte mituri și alte teorii. Dar, întrucât Pavel se adresa unui auditoriu universal și încerca să plece de la niște axiome universal acceptate. Nu mă îndoiesc de faptul că accepta narațiunea biblică ca sistem de referință. Asta este foarte clar. Dar întrebarea este în ce măsură este narațiunea biblică baza ontologică a căderii, așa cum o înțelege Pavel, sau în ce măsură reflectă evenimentul în mod ontologic sau doar ca o narațiune care transmite ideea că a fost o cădere. Și o să vă dau câteva exemplu. Cea mai veche istorie a căderii, prebiblică, o avem din Sumer, este căderea lui Adapa. Adapa a fost unul dintre cei 7 înțelepți dinainte de potop. Nu e nevoie să spun că narațiunea potopului, să nu zic mitul potopului, ca să nu-i supăr pe unii, a potopului biblic, fiindcă sunt foarte multe mituri ale potopului, dar mitul potopului biblic, elementele lui esențiale apar deja în literatura sumeriană și asiro-babiloniană. Deci în mitologia mesopotamiană, Adapa a fost un om foarte înțelept. Avea cunoștințe ca și un zeu. Avea cunoștință. Dar n-avea nemurire.
Și într-o zi Adapa, pe când era la pescuit, a fost rege Neridu, care este la sudul, în sudul Irakului, într-o zi pe când era la pescuit, vântul i-a răsturnat barca și s-a înfuriat Adapa și a rupt aripile vântului și n-a mai bătut vântul pe mare. Observați că vântul care bate pe mare apare deja în primul capitol din Geneza și este tradus Duhul lui Dumnezeu se mișca pe deasupra apelor, dar era vântul. Și vântul n-a mai bătut și pentru asta Anu, zeul cerului, l-a chemat pe Adapa la judecată. Ea, zeul care era patronul lui Adapa, Adapa fiind un preot al lui Ea, îl avertizează pe Adapa să nu cumva să mănânce din pâinea, să bea apa pe care o dă Anu, pentru că va muri. Și Adapa îi respectă avertizmentul, numai că apare o problemă. Anu vrea să-l condamne pe Adapa, însă este convins de curtenii săi că Adapa este la fel de înțelept ca un zeu, dar îi lipsește nemurirea ca să fie un zeu. Are cunoștința, dar n-are nemurirea. Și atunci Anu hotărăște să-i dea lui Adapa nemurirea și pentru asta îl servește cu pâine și apă. Dacă Adapa mânca pâinea și apa, devenea nemuritor și oamenii erau nemuritori. Dar Adapa refuză pâinea și apa, fiind avertizat de ea să nu ia din pâine și apă și astfel omul devine muritor, deși are cunoștință, așa cum au zeii, sau măcar anumiți oameni din Babilon, desigur că aveau cunoștințe științifice și filozofice foarte vaste și oamenii considerau că sunt egal cu zeii în cunoștință, dar nu aveau nemurire. Este aici o relație interesantă cu istoria biblică, în sensul că Dumnezeu îl avertizează pe Adam să nu mănânce, că va muri, și șarpe îi spune că nu va muri dacă mănâncă, dar îi dă cunoștință în schimb. Și omul are cunoștință, dar Dumnezeu nu vrea să aibă și nemurirea. Nu vreau să reproșez cu nimic autorilor Bibliei. De fapt, istoria e mai veche decât primul capitol din Geneza. Face parte din documentele zise iahviste. Primul capitol din Geneza este din documentele preoțești și din scrise în Babilon. Și nu este doar o simplă scriere, este o tradiție foarte veche. Observați însă că este o legătură între cele două și legătura nu poate fi accidentală. Și cu siguranță că istoria sumeriană e mai veche decât cea biblică. După aceea avem la greci, la romani, este mitul Pandorei. Pe vremea lui Prometeu oamenii erau nemuritori și Prometeu a furat focul și l-a dat oamenilor. Și zeii s-au supărat și au întins omul o capcană, au dat unei femei Pandora, o cutie, și au spus să o deschidă. Știm că femeia o va deschide. Avem aici iarăși o legătură interesantă cu Eva, curiozitatea feminină. Femeia deschide cutia, Pandora deschide cutia care poartă numele și ies moartea și suferințele și necazurile și bolile, toate ies din cutie. Și cu asta se termină epoca de aur, despre care oamenii credeau că fusese reală, în care toți oamenii fusese egal și fericiți. Și de atunci trăim într-o epocă a blestemului. Ceea ce aș vrea să subliniez este faptul că pe vremea lui Pavel era acceptată ideea că a fost o cădere. După aceea avem interpretările creștine ale Genezei. În Geneza nu apare ideea că Satan i-a înșelat pe oameni, da? Dar asta apare în creștinism mai târziu. Însă avem mai multe interpretări ale căderii în primul secol, primele două secole deja, care n-au intrat în creștinismul catolic și ortodox. Avem interpretările gnostice ale căderii și vreau să citesc doar două. Cei care credeau că șarpele, mă rog, că Iahve este creatorul lumii, este demiurgul și Sofia îi protejează pe fiii ei. Șarpele este, de fapt, cel care îi aduce omului nemurirea și cunoștința. Gnoza, cunoașterea mântuirii, pe care Iahve vrea să o rețină de la oameni, ca oamenii să nu capete nemurirea. Și sunt cainiții care consideră că toți cei persecutați de Iahve, începând de la Cain, mă rog, Sodoma, Core și așa mai departe, toți aceștia, de fapt, au fost fii ai Sofie, ai înțelepciunii, mă rog, Gnoza, din timpul lor. Și ca atare, șarpele apare aici un personaj pozitiv, de fapt ei se și închinau la șarpe și plecau de la textul lui Ioan, după cum a fost înălțat șarpele în pustie, așa va fi înălțat și fiul omului. Și șarpele era considerat, simbolul Iisus era șarpele
reîntrupat. Așa cum a pus în Geneza, să ofere cunoașterea crucii la mântuirea oamenilor, șarpele s-a reîntrupat în Iisus ca să dea această cunoaștere, Evanghelia lor favorită fiind Evanghelia lui Iuda. Augustin, pe de altă parte, este cel care ne-a lăsat poziția dogmatică clară cu privire la cădere și păcatul original pe care o cunoaștem și nu este nevoie să o descriu. Însă aș vrea să mai subliniez două mituri care au apărut mai târziu. Unul este la John Milton. John Milton nu este un simplu poet, el invocă inspirația, așa cum Homer a invocat muzele. El invocă muza iudeo-creștină, ca să zic așa. El invocă o inspirație specială care, fiind orb, să-i dea vedere, o vedere spirituală, ca să înțeleagă ce s-a întâmplat în Eden. Și cu siguranță că Milton, când a scris Paradisul Pierdut, a fost convins că are această inspirație să spună, să descopere niște adevăruri ascunse, că nu face o simplă poezie. În Paradisul Pierdut, tatăl îi spune fiului că omul va cădea sau că omul ar putea să cadă, mă rog. Dar atunci când creează, știe că și dinainte de căderea lui Lucifer și a lui Adam. Și atunci fiul se angajează ca înainte de creațiune, ca în caz de omul va cădea, el să fie cel care se va oferi pe sine pentru mântuirea omului. Acest dialog între tată și fiu apare și este foarte intens și ființele cerești așteaptă cu nerăbdare și fiul și tatăl asigură ființele cerești că dacă omul va cădea, fiul va lua locul omului. Iisus este prezentat de Milton ca opusul eroului din epopeele grecești și clasice și romane sau Gilgameș, de care nu știa probabil Milton, sau cu siguranță că nu știa, care este admirat pentru puterea și virtuțele lui marțiale și este animat de ambiții și egoism și sete de glorie, cum este Ahire. Iisus, din potrivă, este umilit și blând și prin răbdare vrea să câștige mântuirea omului și cu toate că Adam și Eva nu știu de acest lucru. Iisus este, de fapt, eroul. Mai departe, Adam și Eva, așa cum știu, sunt amăgiți de Satana, de Lucifer, care îi invidiază pentru fericirea lor și folosește șarpele ca mediu, iar Eva, într-o zi, când se îndepărtează de soțul ei, în ciuda faptul că a fost avertizată să nu o facă, devine victima lui Satana, pentru că Adam n-ar fi putut fi înșelat de Satana, fiind destul de deștept și să se înțeleagă complotul. Dar Eva era vulnerabilă și Satana face greșeala să urmeze pe Eva decât să rămână cu Dumnezeu, să-l auze pe Eva, să se ducă în pustii. E bine, celălalt mit este cel al Ellen White. Ellen White l-a citit pe Milton și probabil că a avut o viziune în care a văzut ce citise. Eu nu acuz pe Ellen White de nesinceritate, dar este clar că mitul lui Milton a trecut la Ellen White și odată ce un mit este acceptat, devine parte din gândirea noastră, vedem totul preanajând, totul prin prisma lui și ni se pare că este un adevăr de la sine înțeles, așa că nu-l mai contestăm. Există apoi mai multe mituri moderne care vorbesc despre cădere. Teorii moderne, nu mai sunt mituri, sunt teorii moderne, da? Dar dacă luăm totul mit literar, este Ismael al lui Daniel Quinn, în care ni se spune că, de fapt, căderea, și e interesantă ideea aceasta, fiindcă are o bază biblică. Dacă citești, poți citi Biblia prin prisma acestui mit literar creat de Quinn, care susține că revoluția agrară a fost, de fapt, o scădere. Trecerea de la hunter-gatherer la revoluția agrară și omul și-a pierdut memoria, deși omul există de mult, cum arată paleontologia mult mai de mult, omul nu știe că a avut istorie înainte de revoluția agrară, știe că aia a fost preistorie. Și înmulțirea populației nu înseamnă maltusian. Mai degrabă, o înmulțire necontrolată nu care duce la foamete, ci susținută de revoluția agrară care duce la distrugerea mediului și, mă rog, despărțirea omului de instinctele lui primare și așa mai departe și de natură, sunt de fapt căderea. Cred că nu este singurul. În general, cam toți ecologiștii văd în un moment de ruptură între om și natură, când omul din a fi integrat în natură se întoarce împotriva ei. Dacă țineți minte filmul Avatar, dacă l-ați văzut,
atunci când, mă rog, eroul filmului se roagă la copacul care coordona toată viața pe planeta aceea din Proxima Centauri, spune că cei de pe Pământ și-au omorât mama și pentru aceasta se ajută să îi învingă pe oameni. Copacul acela fiind mama pe acea lună a unei planete din Proxima Centauri. Există apoi mitul psihanalitic, în care căderea este momentul în care omul se desparte de instinctele lui și acesta devine subconștient. Și omul înlocuiește inconștientul, de fapt, cu o interfață de simboluri. Dar întotdeauna trece într-o permanentă stare de confuzie între moarte și viață, între dorințe și ceea ce este interzis. Este într-un permanent conflict cu societatea, deci biologicul din el este în permanent conflict cu partea civilizată. Există apoi teoria lui Sagan, lui Carl Sagan, care spune că istoria biblică a căderii este reflectă memoria genetică a omenirii. Și în această memorie genetică este înscrisă faptul că șarpele cândva a avut picioare, dar Sagan face o relație foarte interesantă în blestemul omului, între faptul că cunoștința binului și răului necesită un craniu mare și poziția bipedă a omului implică un pelvis îngust. Un craniu mare plus un pelvis îngust însemnează naștere cu risc și cu dureri. Și aici Sagan ne arată că de fapt oarecum căderea și apariția omului, apariția omului este căderea și omul este într-un fel de blestem. Trăiește tot timpul, gândirea abstractă însemnează cunoștința binului și răului, dar însemnează în același timp conștiența morții și o anatomie care implică pericolul și durerile nașterii la femeie. Karl Marx, așa cum știți, păcatul original este proprietatea privată și așa mai departe. Deci, atunci când Pavel se adresa audienței sale, n-a încercat să intre într-o polemică cu privire la care este adevăratul eveniment care a avut loc la cădere. În principiu, el se mulțumește să spună că Adam, el ia narațiunea biblică, dar nu discută prea mult de natura acestei cădere. Vreau să trec direct la textul lui Pavel, să încercăm să înțelegem ceva din aspectul ontologic al narațiunii. Să citesc în Roman, capitolul 5, începeți la versul 12. De aceea, după cum printr-un singur om a intrat păcatul în lume și printr-un păcat a intrat moartea, și astfel moartea a trecut asupra tuturor oamenilor din pricina că toți au păcătuit. Ceea ce vreau să arăt este că cineva putea fi un evreu și era de acord cu ideea că asta e istoria lui Adam și Eva, dar putea fi și un grec sau un roman sau un persan. Și în principiu era de acord cu ideea aceasta, fără să fi citit Biblia și fără să fi citit Vechiul Testament, pentru că cam toate, ce vreau să spun, toate miturile căderii, în ultimă instanță, sunt interfațe narrative diferite, dar spun aceeași idee. Acum, versul 13, este ceva foarte obscur aici, dar mi se pare că este cheia la ce vrem noi să înțelegem. Căci înainte de lege, păcatul era în lume, dar păcatul nu este ținut în seamă câte vreme nu este o lege. Deci nu a existat o lege înainte ca omul să cadă. Asta este foarte clar. Prin lege, Pavel, e clar că se referă aici la legea în sens vechi testamentar. Dar această lege în vechi testamentar este și o paradigmă. Este vorba de momentul în care legea naturală este obiectivizată într-un sistem de într-un cheirografos, cum spune în Coloseni, capitolul 2, într-o scriere, ceva scris cu mâna. Este într-un sistem obiectiv, scris, care nu mai poate fi schimbat și la care omul se raportează ca la autoritate din afara sa. Despre subire de legea din Roman, capitolul 2, în care neamurile sunt singur lege și legea este scrisă în inimă, legea este scrisă în afară. Și cumva iudaismul și probabil în timpul nostru islamul este sistemul perfect de lege scrisă în afară, care este total indiferentă de idealurile și instinctele morale ale omului. Așa că legea scrisă în afară este universală oricum și nu lasă loc pentru situații.
În general, în situație, noi acționăm pe baza instinctelor morale, mai mult decât pe baza unei legi scrise, dar această lege scrisă e foarte rigidă și ferește că nu poate acoperi toate situațiile din viață, din cauza cea asta se mulțește sub legile și sub textele. Însă, nici acestea nu acoperă toate situațiile. Deci, vreau nevrând, noi trebuie să facem abstracție de instinctele și de convingerile noastre etice, să ne raportăm la litera rigidă a legii, așa cum este faimoasa dilemă a evreului din șifonier despre care am mai discutat. Însă, deci, spune Pavel că înainte de lege păcatul era lume, dar păcatul nu este ținut în seamă câtă vreme nu este o lege. Totuși, moartea a domnit de la Adam până la Moise, deci e clar că e vorba de legea lui Moise aici, care poate fi model și pentru alte legi, Kairographos, scrisă de mână, chiar pentru cei ce nu păcătuiseră printr-o călcare de lege asemănătoare cu a lui Adam, care este o icoană preînchipitoare a celui ce avea să vină. Ceea ce mi se pare interesant este faptul că Adam este văzut ca o icoană sau ca un simbol al lui Isus. Nu e neapărat nevoie ca Adam să fie o persoană, un individ. Poate să fie omenirea în general. Dar important este că el este o alegorie a lui Isus. Dar cu darul fără plată nu este ca și cu greșeala. Și aici avem răspuns la o întrebare care apare. Ce însemnează o călcare de lege asemănătoare cu a lui Adam? În ce sens a fost călcarea de lege a lui Adam deosebită de celelalte călcări de lege? Dacă păcatul nu este ținut în seamă câtă vreme nu este lege și dacă legea a fost dată la Moise, că pare să spune de la Adam până la Moise nu este lege, da? Deci, cum au fost cei care au păcătuit printr-o călcare care nu este asemănătoare cu a lui Adam? Și răspunsul este acesta, că pentru Pavel, de fapt, contrar concepțiilor noastre, păcatul lui Adam nu este o călcare de lege, ci este o greșeală. Dacă prin greșeală nu ia singur ce mulți au fost făcuți loviți cu moartea, apă cu mai mult, mai mult, harul lui Dumnezeu și darul pe care ni l-a făcut, harul acesta într-un singur om adus că în Iisus Hristos s-au dat din belșug celor mulți. Deci, ideea este destul de neclară, dar Pavel pare să nu implice aici o călcare de lege în sensul în care a înțeles Augustin și în sensul în care înțelegem noi, fiindcă legea a venit mult mai târziu. Este vorba mai degrabă de o greșeală, de o alegere greșită, care a costat omirea după aceea. Dacă deci prin greșeala unui singur om, moartea domnului prin el singur, cu mult mai mult cei ce primesc în toată plinătatea harul și darul neprihănirii vor domni în viață prin acel unul singur care este Iisus Hristos. Astfel, dar după cum printr-o singură greșeală a venit o sândă care a lovit pe toți oamenii, tot așa, printr-un singură hotărâre de iertare a venit pentru toți oamenii o hotărâre de neprihănire care dă viața, căci după cum prin neascultarea unui singur om cei mulți au fost făcuți păcătoși, tot așa prin ascultarea unui singur om cei mulți au fost făcuți neprihăniți și așa mai departe. Deci este o comparație între actul lui Adam și actul lui Isus. Dar chiar dacă este numită neascultare, actul lui Adam, Pavel este foarte clar aici că legea și spune el păcatul nu este ținut în seamă până nu este lege, a fost dată după Adam, nu înainte de Adam. Mai mult decât atât, spune Pavel că acolo legea a fost dată din pricina acest mai departe, da. Bancă și legea a venit pentru ca să mulțească greșeala. Dar unde s-a mulțit păcatul, acolo harul s-a mulțit și mai mult. Ia observați că Pavel e foarte constant aici. Legea a venit ca să se mulțească greșeala. Dar după darea legii, Pavel nu mai vorbește despre greșeală, ci despre păcat. Unde s-a mulțit păcatul, acolo harul s-a mulțit și mai mult. Pentru că după cum păcatul a stăpânit în moarte, tot așa și harul să stăprească din neprihănirea ca să dea viața veșnică prin Iisus Hristos, Domnul nostru. E destul de neclar, Pavel, dar unele lucruri apar destul de clare, totuși. Nu pot fi puse sub semnul întrebării. Mai întâi că Adam nu a păcătuit printr-o călcare de lege. Legea s-a dat mai târziu. Adam a făcut o greșeală. Atunci, de ce au murit toți de la Adam până la Moise? Pentru că legea a fost dată mai târziu. Pavel spune, totuși, moartea a domnit. Pentru că păcatul era în lume, chiar dacă nu era legea. Și după aceea, legea
face ca greșeala să apară ca păcat. Și după aceea vine harul. Deci, oarecum, legea este necesară pentru ca să vină harul. Dar scopul legii este să mulțească greșeala și să o transforme în păcat. De ce a trebuit să moară Iisus? Acum, aș vrea să iau textul lui Pavel, care este foarte direct și de ori spus foarte clar. Unul din motive este legea. Dar aici este un argument ontologic la Pavel, anume, capitolul 6, versetul 5. Într-adevăr, dacă ne-am făcut una cu el prin moarte asemănătoare cu a lui, vom fi una cu o moarte printr-o înviere asemănătoare cu a lui. Argumentul lui Pavel este, în primul rând, că moartea lui Iisus ține, în primul rând, nu de călcarea legii, ci de identificarea lui Dumnezeu cu condiția umană. Moartea este o condiție a omului. Și Pavel pune moartea înainte de darea legii. Deși recunoaște că aici are o problemă de consistență și oarecum încearcă să o rezolve fără prea mult succes, trebuie să recunoaștem. Oricum, Adam n-a făcut o călcare de lege, ci o greșeală. Până la legea a venit să mulțească greșeala. Dar intrarea lui Dumnezeu în lumea noastră, deci intrarea lui Dumnezeu în imanență, din transcendență, implică moartea. Și reiese că Dumnezeu nu ne putea oferi mântuirea dacă nu împrățișa moartea. Ceea ce cere Pavel creștinului este ca moartea lui, ca el să se unească cu moartea lui Dumnezeu în Hristos. Deci pentru ca să biruiască moartea, creștinul trebuie să devină unul cu moartea lui Hristos, care de fapt este moartea unui Dumnezeu devenit imanent. Este ferește că Dumnezeu nu poate muri, Pavel înțelege asta foarte bine, dar ce înțelege este că Dumnezeu, dacă îmbrățișează imanența, trebuie să îmbrățișeze implicit moartea. Și acesta este motivul pentru care Iisus moare pe cruce. Din punct de vedere ontologic, deci moartea lui Iisus sau crucea nu este altceva decât o premisă a învierii. Mântuirea în ultimă instanță oferă învierea, nu moartea. Dar lucrurile nu se opresc aici. Fiindcă în capitolul 7 și trec peste capitolul 6 în care iarăși Pavel vorbește despre moarte și păcat. Însă cel mai clar este capitolul 7 în care Pavel așează relația între lege, moarte și păcat. Și este foarte interesantă această relație pe care o face Pavel cu privire la lege. Mai întâi, la începutul capitolului 7 din Romani, este o comparație. O femeie este măritată cu un bărbat abuziv și după lege este soția lui până moare. Dar dacă moare bărbatul, ea este liberă. Problema este că odată ce bărbatul a murit, și ea a murit față de lege. Deci trebuie să înțelegem că de drept soțul ei a murit. Dar ca persoană juridică, ea este una cu soțul ei, fiindcă suntem în secolul 1. Și legea, soțul ei ca persoană juridică care reprezintă familia. Deci dacă familia e o persoană juridică, e reprezentată de capul familiei care este soțul. Deci legea, soțul ei este sub lege, supus legii. Și ea este supus lege prin soțul ei. Și această lege cere ca să cu soțul ei. Deodată soțul mort. Ea este moartă față de lege. Și de ce este moartă față de lege? Pentru că ea se raportează la lege prin soțul ei, nu prin ea însăși. Și moartea lui Iisus este pentru Pavel o declarație sau acceptarea morții lui Iisus, botezul, da? Deci prin botez ne unim cu moartea lui Iisus, pentru că Iisus a fost Dumnezeu care a devenit imanent și devenind imanent a trebuit să îmbrățișeze moartea care este condiția universală. Și odată Iisus îmbrățișează moartea ca Dumnezeu, el câștigă o victorie împotriva morții, care implicit devenea omului. Și omul unindu-se cu Iisus în moarte, devine victorios împotriva morții. Acesta este, să zic, argumentul ontologic. Acum urmează argumentul moral, care este mult mai interesant și mai subtil. Omul trebuie să moară față de lege. Aș vrea să mă refer la mitul fundamental al concepției că Iisus a murit să satisfacă legea. Anume, spune Ellen White că Satana a spus că legea și iubirea nu pot să se împace.
și că moartea lui Iisus dovedește că legea și iubirea se pot împăca. Dimpotrivă, moartea lui Iisus dovedește că legea și iubirea nu se pot împăca. Este ori lege, ori iubire. Deci Dumnezeu, spune Pavel în Roman capitolul 5, este foarte interesant. Vreau să știți că acest text nu cum este citit la Sfânta Cină de la Avon ca o chestie sentimentală și lacrimogenă, ci ca o declarație teologică. Dar Dumnezeu și-a arătat dragostea față de noi prin faptul că pe când eram încă păcătoși, Hristos a murit pentru noi. Este foarte clar că aici că Dumnezeu aici nu își arată, acționează din dragoste, nu după lege. Dumnezeu nu acționează după ce îi spune legea, ci din dragoste. Un om care este sub lege nu poate acționa din dragoste. Dacă evreu este în șifonier, indiferent dacă iubesc sau nu evreul, da? Respectiv, iubesc pe evrei sau iubesc oamenii, nu contează. Eu n-am voie să mint. Când vine Gestapo și mă întreabă dacă Mr. Goldberg este la mine în șifonier, eu răspund da, pentru că n-am voie să mint. Deci eu acționez după lege. O, dar acționez și din iubire, că eu iubesc pe Mr. Goldberg. Eu nu sunt antisemit, îl iubesc, că îl iubesc, că l-am și băgat în prizoane, în șifonier. Nu că i-am întins o capcană să ne Gestapo, îl iubesc cu adevărat. Dar cum se manifestă iubirea mea dacă eu spun adevărul? Îl las pe seama lui Dumnezeu. Știți experiențe din acelea. Și Gestapo a început să râdă cum să fie evreul șifonier și a ieșit afară. Sau Gestapo l-a dus la Auschwitz și la Auschwitz l-a cunoscut pe Iisus și a murit mântuit. Sau el și toată familia lui au murit și au fost arși, dar, mă rog, s-a făcut săpun, a fost făcut săpun și cu săpunul ăla cineva s-a spălat și a dat slavă lui Dumnezeu, care cu ce să spere. Sau, mă rog, totul poate să se întoarcă spre slava lui Dumnezeu. Cert este că Dumnezeu poate interveni dacă vrea Dumnezeu să salveze pe Mr. Goldberg și pe familia lui, ei va salva, da? Și în sensul acesta s-a împăcat legea cu iubirea. Cert este că Dumnezeu nu poate acționa și după lege și din iubire. Și noi nu putem acționa și după lege și din iubire. Deci, legea naturală acționează la situație. Este această obsesie a creștinilor care au cu sic, cot în cot, mă rog, etica situaționistă, nu e etica situaționistă, etica situațională, am mai spus-o. Dar ideea că o etică situațională însemnează că te desprinzi de canonul legii scrise și devii un relativism moral. Dimpotrivă, cei care țin canonul legii scrise sunt relativism moral. Pentru că ei respectă litera, indiferent dacă e moral sau imoral ce fac ei. Da? Țin minte că Samson a făcut o glumă la noi pe forum când două minorități din România au violat o fată în Italia și i-a spus că după Vechiul Testament, după legea lui Dumnezeu, ea ar trebui să devină soția celor doi. Hai să lăsăm gluma. Nu știu care ar fi fost legea în Vechiul Testament dacă doi sau dacă un gang viola o fată. Da? Cert este că dacă unul singur o viola, trebuia să o ia de soție. Deci ea trebuia să devină victima, trebuia să devină proprietatea violatorului pe viață. Un lucru imoral. Dar așa spune legea. În Irak, mai nou, sunt omorâte femei cu pietre pentru imoralitate sexuală sau, mă rog, pentru acuza de imoralitate sexuală și pentru că este șaria, care este, de fapt, o umbră, o oglindă a Vechiului Testament, a legii. Șaria însemnează legea. Așa că nu poți acționa din iubire și din lege în același timp. Mă întorc la Romani, capitolul 7. Singurul mod de a scăpa de sub lege și păcat este iubirea. Dar ca să trăiești o viață din iubire, trebuie să mor față de lege. Cum o să mor față de lege? Pentru Pavel, moartea lui Iisus este declararea noastră de moarte față de lege. Ne dă dreptul să murim față de lege. Ferește că aici apare o idee care mai apare des în scrierile lui Pavel, că dacă ne referim la legea celor 10 porunci, apare clar ideea că moartea lui Iisus ne eliberează de legea celor 10 porunci. Întrebarea însă este de ce este moartea lui Iisus necesară în relație cu legea naturală. Interesant, în epistola către Galateni, Pavel are două argumente în paralel. Deci în epistola către Galateni, în capitolul 2, Pavel spune, hai să iau textul pe din afară să mai răsfăiesc Biblia, spune, eu prin lege am murit față de lege ca să trăiesc față de Hristos. Aici se referă clar la legea celor 10 porunci sau dacă vreți la legea lui Moise, da? Care este considerat un absolut și de care poate fi eliberat doar prin moartea lui Iisus. Prin lege am murit față de lege, zice el. Moartea lui Iisus este un
este o plată oferită după lege, este sânge, satisfacția legii prin sânge, e după lege, deci prin lege am murit față de lege, ca să trăiesc pentru Iisus. Iudeul nu mai este obligat să ține legea, pentru că conform legii a fost plătit, a fost satisfăcută legea. Dar asta nu se aplică la om în general, fiindcă legea lui Moise nu este universală, este doar pentru evrei. În Galate, în capitolul 6, Pavel spune alt lucru. Departe de mine să mă laud cu altceva decât cu Hristos, Iisus Hristos, prin care lumea este răstignită de față de mine și eu față de lume. Cuvântul lume este cosmos în greacă. Și cosmosul este legea cosmică. Deci, legea naturală are două aspecte. Una că izvârșe natura umană. Dar în alt sens este o lege cosmică. Deci este ordinea cosmosului. Este logosul care ne spune ce este bine și ce este rău, după care să trăim. Ori Pavel spune că jertfa lui Iisus cumva îl separă pe el de această lume cosmic, lege cosmică, de logos. Cosmosul a murit față de mine și a murit față de cosmos. Nu mai sunt sub legea cosmică sub care trăiesc, să zic, stoicii. Și atunci, de ce este totuși necesar eliberarea omului de această lege naturală prin moartea lui Iisus? Ce interesant, urmează o foarte adâncă discuție despre lege, care este foarte adâncă și care e interesant că mulți psihanaliști din timpul nostru o găsesc profundă și cu multe implicații și psihologice și politice. Spune Pavel așa, tot astfel, frații mei, prin trupul Hristos, voi ați murit în ce privește legea, ca să fiți altul, adică al celui ce a înviat din morți, și aceasta ca să aducem roadă pentru Dumnezeu. Căci când trăiam sub firea noastră pământească, patimile păcatului ațățate de lege lucrau mădurarele noastre și făceau să aducem roade pentru moarte. Dar acum a fost izbăviți de lege și suntem morți față de legea aceasta, care ținea rob pentru ca să slujim lui Dumnezeu într-un duc nou, iar nu după vechea slovă. Ceea ce Pavel contrastează aici nu este numai legea Vechiului Testament și libertatea spirituală în duh, ci legea în slovă. Orice slovă, orice scriere, orice cairografon, orice cod care obiectivează în ultima instanță legea naturii sau voia lui Dumnezeu, dacă vreți, sau voia poporului, este o limită. Și interesantă ideea cu dorințele sau păcatele ațățate de lege. Deci ce vom zice? Legea este ceva păcat, nici de cum. Din potrivă, păcatul pe care nu l-am cunoscut decât prin lege, de pe care aș fi cunoscut pofta, dacă legea mi-ar fi spus să nu poftești. Apoi păcatul a luat prilejul și a făcut să se nască în mine prin porunca lui tot felul de pofte, căci fără lege păcatul este mort. Odinioară, fiindcă eram fără lege, trăiam, dar când a venit porunca, păcatul avea și a murit. Și porunca, ea care trebuia să-mi dea viața, mi-a pricinuit moartea. E foarte adânc textul lui Pavel aici. Sunt câteva aspecte care ar trebui să le înțelegem. Mai întâi, este o unitate perfectă între lege și păcat. Ce este păcatul? Păcatul este dorința. Deci, Pavel spune, n-aș fi cunoscut pofta dacă păcat, legea mi-a spus să nu poftești. Pavel nu se referă la poftărea, la poftă în general. Deci, ceea ce spune Pavel aici este o situație în care omul își definește dorința prin lege. Legea este cea care definește dorința lui și spune ce este permis, ce nu este permis. Și dorința lui apare autonomă de el însuși ca individ. Dorința lui există, dar dorința lui nu este dependentă de el, ci dependentă de lege, că legea o definește. Și ca atare, situația în care se găsește omul este că el e mor și dorința lui este vie. O să introduc aici un comentariu foarte interesant al lui Žižek, care oarecum se leagă de ce spune Pavel despre homosexualitate în Roman capitolul 2. Ce se întâmplă? În societatea noastră postmodernă, există un activist politic care caută să acomodeze cât mai multe dorințe și cât mai multe
fantezii și cât mai multe opțiuni personale într-un singur peisaj politic, să negocieze o armonie între diferite concepții și culturi și orientări sexuale și stilul de viață și așa mai departe. Vrem drepturi egale pentru, și pentru transgender și pentru homosexual și pentru bisexual și căsătorii pentru homosexual și toate acestea implică idealul unei societăți în care fiecare om are drepturi și drepturile acestea, mă rog, nu sunt supuse unui stat, unui guvern represiv, ci dimpotrivă contestă o autoritate represivă care încearcă să limiteze dorințele omului. Ceea ce remarcă Žižek cu foarte multă cu foarte multă finețe este faptul că, de fapt, aceasta este o oglindă perfectă a societății de consum. Societatea de consum creează mereu noi nevoi și noi mărfuri pe care să le satisfacă. Și, într-un anumit sens, omul se raportează la lege ca la ceva ce îl reprimă, îi limitează libertatea lui. Vrea să fie femeie, vrea să fie și bărbat și femeie, vrea să se însoare cu maică sau, mă rog, orice, da? El are o dorință care este reprimată de lege. Și cumva politica este, apare de aici o nevoie și politicianul este, sau activistul, mă rog, pentru drepturi civile și așa mai departe, este cel care îi oferă un spațiu social pentru satisfacerea acestei nevoi. Deci, practic, ce spune Žižek aici și îl citează pe Pavel. Žižek se întoarce la Pavel în cartea lui The Monstrosity of Christ. Se întoarce aici și, sau, și de The Hunchback and the Puppet Master și The Dwarf and the Puppet Master, mă scuzați, The Perverse Core of Christianity. Žižek remarcă că societatea în care postmodernă este, din punct de vedere cultural și politic, perversă. În sensul că omul își definește libertatea printr-o continuă încălcare a normelor și spațiul politic este definit de o continuă acomodare a acestor încălcări. Orice spune el aici cu foarte multă finețe, așa cum am spus, este faptul că în acest context legea este cea care creează, practic, condiția acestei perversiuni. Da? Deci este o perversiune. Atunci când ceva e natural, când este normal, nu este pervers. Dar o perversiune implică o fantezie care oarecum merge împotriva normelor. Și plăcerea decurge tocmai din faptul că este interzis acest lucru. Da? Asta e, ar fi o idee, o definiție a perversiunii. Și ca atare, în acest context, perversul are nevoie de o lege care să interzică, tocmai pentru ca plăcerea să poată fi posibilă. Deci legea definește dorința interzisă pentru ca apoi să aibă loc plăcerea prin călcarea acestei dorințe interzise. Nu vreau să dau exemple, dar mă întorc vreme la Roman capitolul 2, în care exemplul pe care îl dă Pavel este homosexualitatea, în sensul că legea naturală, ca și legea celor 10 porunci, care spune să nu poftești ceva, creează condițiile pentru ca această poftă să devină o plăcere, ca plăcerea să fie și mai mare, da? Deci plăcerea este cu atât mai mare cu cât dorința este interzisă. Și odată ce o plăcere are, devine normalizată, apare altă dorință. Ceea ce spune este că în cazul acesta subiectul uman este mort. Vie este dorința, care este autonomizată și vie este legea. Foarte interesant acest aspect. Deci, legea implică o autonomizare a dorinței. Până la lege, spune Pavel, păcatul era mort, păcatul era în lume și înainte de lege, dar nu este ținut în seamă fără lege. Odată apărută legea, păcatul este clar definit, are o limită pe care trebuie să o spargă și aceasta este viața. Și omul este mort. De fapt, cum spune Žižek, e mult mai clar decât atâta și vreau să spun când, de exemplu, Pavel spune legea e sfântă, dreaptă și bună. Dar păcatul, ca să arată din care afară de păcătos, mi-a pricinuit moartea pentru lucru bun. Comentariul Žižek este, care a scandalizat pe foarte mulți postmoderni, corect politic. Comentariul lui este că, de fapt,
noi am ajuns să credem că viața constă în a călca legea și că moartea înseamnă să ții legea. Indiferent dacă legea aceasta e lege civilă sau e lege sau este un dictat rațional sau e pur și simplu o normă de viață civilizată. Este văzută ca ceva represiv care trebuie călcat, da? În vestimentație trebuie neapărat să port pantalonii jumate căzuți. Iau, dau un exemplu, da? Trebuie neapărat să încalc undeva o normă, pentru că asta e viața, viața constă în călcarea normei și moartea înseamnă ascultarea de lege. Ori asta, Pavel, aici se pare, e aceeași idee care spune și Zizek, că trăim într-o condiție umană, definită printr-o situație. El merge mai departe de un sistem politic. Clar că Zizek se inspiră din Pavel atunci când spune că sistemul politic nu trebuie transgresat, ci trebuie traversat și trebuie răsturnat în ultima instanță. Dar Pavel vede aici o condiție umană universală și care nu se poate schimba prin alterarea sistemului politic. Și ideea este că omul ca atare nu este, spune Pavel, hai să citesc cuvintele lui, nu sunt eu cel care și dacă fac ce nu vreau să fac, nu sunt eu cel ce fac lucrul acesta, ci păcatul care locuiește în mine. E vorba de o dorință autonomizată, care depinde de un cod exterior de legi în definirea ei și care înalunează pe om. Pavel spune, nu sunt eu cel care face aceasta. Deci, practic, eu nu mă confund, nu mă identific cu dorința. Problema nu este că dorința în sine este rea sau bună. Problema este autonomizarea dorinței. Ideea este că fie omul este în control asupra dorințelor sale și face ce vrea, fie legea decide ce să facă și ce să nu facă și implicit dorința acționează autonom în urma poruncii legii. Așa că moartea lui Iisus este o eliberare. Deci omul trebuie să, omul care acceptă că a murit împreună cu Iisus își găsește adevăratul eu, recăpătând controlul asupra dorinței sale. Omul decide ce să dorească, ce să facă cu dorințele sale, independent de lege. Și aceasta o face pe baza iubirii. Deci este instalat un principiu opus legii, care este iubirea. Și iubirea îi dă omului libertatea de plină să acționeze în orice situație. Autonomia dorinței este înlăturată cu iubirea. Acționează în orice situație, în funcție de situație, din iubire și în mod total liber de orice precept exterior. Celălalt aspect este, că nu știu ce fac și ce fac, ce urăsc. Este un divorț între gândire și faptă, iarăși. Și acest divorț între gândire și faptă este iarăși definit de lege. Pentru că omul nu face ce gândește. Legea naturală, situația ideală definită de Pavel în Roman capitolul 2, este când omul acționează din propria lui natură. Dar atâta vreme cât omul trebuie să facă ce spune legea, el face ceea ce urăște, nu face ceea ce vrea. Ideea este de a alătura principiul iubirii, de a substitui principiul iubirii legii. Și în Roman capitolul 8 se discută foarte mult despre ce e viața nouă în Iisus, despre ce înseamnă nașterea din nou. Dar vreau să definez două aspecte clare, anume că în Roman capitolul 8, ceea ce definește omul nou este mai întâi faptul că între gândire și faptă este unitate perfectă și în al doilea rând că între dorință și subiectul uman și voința lui este unitate perfectă, în sensul că dorința este controlată de voință, nu raportându-se la o lege exterioară care îți dă voie sau nu îți dă voie să faci și care de fapt face ca voința să fie impotentă, omul să fie mort în fața dorinței, fața păcatului, dacă vrei, și în fața legii, care este același lucru, și face ca omul să acționeze pe baza iubirii, să aibă un centru de control înăuntrul său, dorințele sale să fie controlate de iubire. Sunt multe lucruri adânci în natura umană care au fost sondate de psihanaliză și de
psihologie, care oare confirmă ce spune Pavel într-un mod izbitor de analog cu teoria lui Pavel pe care ai pus în limbaj religios, în sensul că omul este despărțit de lumea instinctelor sale care sunt în inconștient și omul nu-și cunoaște propriile instincte. Acestea sunt cunoscute, sunt înțelese printr-o interfață de simboluri, de legi, de norme, de simboluri sociale, care le definesc ca bune sau rele. Și omul practic se raportează la propriile instincte prin lege, prin ceva exterior. Se pare că Pavel e conștient de acest lucru și încearcă să ofere o rezolvare, sau oferă o rezolvare, în principiul iubirii. Dar ce este important aici, moartea lui Iisus apare ca un act juridic care ne eliberează de obligația față de lege. Iisus a murit față de lege. Ideea nu este ca să-ți acomodezi dorințele la lege sau să acomodezi legea la dorințe. Da? Deci sunt două situații opuse. Cea caracterizată de islam, de șaria, de iudaism, de societăți tradiționale, cel obligat să-și acomodeze dorințele la lege. Cealaltă cer, care este caracterizată de peisajul social-politic postmodern, încearcă să acomodeze legea la dorințele omului. Pavel respinge pe amândouă și cere moartea față de lege. Pentru a fi un nou început în relație cu în relația omului cu propria lui natură, cu propriile dorințe, cu propriul eu. Vreau să dau două exemple cu care să închei. Ca să ofer oarecum un exemplu mai practic cu privire la ce spune Pavel despre moartea lui Iisus. Și aici nu ne interesează evenimentul istoric ca atare, că mai degrabă implicația conceptului de cruce, de moarte ispășitoare pentru individul credincios. Imaginați-vă un copil într-o familie creștină care crește sub lege. Și de mic copil, părinții lui îl învață cu învățători creștine, biblice și, mă rog, religioase, bisericești, din diverse surse, concepții victoriene, spunem noi. Dar ce că îl avertizează cu privire la faptul că instinctele lui sexuale sunt ceva rău. Sunt ceva de la satana, sunt ceva demonic, ceva păcătos, da? Deci copilul crește cu ideea că instinctul sexual este ceva păcătos. Instinctul sexual apare. El încearcă să se simte vinovat pentru el și caută să luptă împotriva lui. Instinctul lui sexual, pentru a-și defini, deci omul nu știe ce este în el, da? Omul nu se cunoaște, spre deosebire de animal, omul nu este integrat cu instinctele lui în mod conștient. Instinctele nu sunt integrate conștient. Asta este omul. Deci el se relaționează la aceste instincte printr-o serie de norme și simboluri exterioare. Aceste norme îi spun că ceea ce îl simte ceva rău, e păcătos, e de la satana, îl va duce în iad, este un mic pervers, un animal și așa mai departe. Animalul săracul e animal, el e vreba, dar el este un subanimal, de fapt. E ceva demonic ce îl ispitește pe el. Deci legea dă un anumit contur acestor instincte. Odată ce legea intervine, deja dorințele lui au o anumită autonomie. În sensul că ele există independent de ele. Este păcatul, este satana, sunt duhuri rele, sunt posedat și așa mai departe. Dar cert este că astea nu mai sunt a lui, sunt autonome și acționează. El este mort, practic. Instinctul lui au o viață independentă de el. Această unitate între eu și instinct, între biologic și spiritual, nu mai există. Deci, practic, asta este viața. Deci, el este mort. Viu este instinctul care este păcat. Și care, interesant, instinctul acesta, ca să fie, să existe, dorința lui, primește contur și primește un nume și este conștientizat numai prin lege. În afară legii, această dorință este ceva vag pentru el. Dar acum știe ce este și este păcat. El crește luptându-se cu aceste dorințe și, mă rog, sunt mai multe posibilități în viitor, da? E posibil ca să rămână cu disfuncțional toată viața într-un vers sau altul. E posibil ca să meargă la un seminar teologic, să descopere iubirea, prietenia între frați, pune umărul, capul pe umărul unui coleg de seminar, mă rog,
descoperă un fel de homosexualitate platonică, care și acea dorință autonomizată își va găsi o altă expresie, care este acceptată de lege, da? Este păcat să-ți placă o femeie, să te uiți la picioarele ei, dar nu este păcat să pui capul pe omul unui coleg, să te culci pe pieptul lui, că și Iisus făcea la fel cu Ioan, să dormi cu el în pat îmbrățișat, toate acestea sunt acceptabile. Ajunge la un punct în care apare o altă chestie. Omul își dă seama, la un anumit punct, datorită legii, mă rog, familia lui, biserica, au fost destul de înguste, nu știau prea mult de homosexualitate, dar începe să afle că este homosexualitate și începe să-și dea seama că e ceva problemă cu sexualitatea lui, cu orientarea lui sexuală. Până atunci a fost ceva oarecum inocent, infantil, mă rog, dar dintr-o dată, odată ce află ce legea îi definește homosexualitatea, el devine, de fapt, homosexualitatea lui capătă conturi și este reală și el devine mort în fața ei și începe să se lupte, să se frământe, să se roagă și așa mai departe. Nu trebuie neapărat să fie homosexualitate, poate să fie o înclinație pedofilă sau poate să fie, să zic, un misionar care îi plac fetițele, cum s-au mai întâmplat cazuri. Deci în toate aceste cazuri avem o dorință autonomizată. Inițial apare ca instinct sexual. Acest instinct sexual este definit ca ceva demonic rău și așa mai departe. El nu trebuie să apară până la vârsta căsătoriei și nici după vârsta căsătoriei nu trebuie să apară decât ca o dorință de a face copii și a crește pentru Domnul. Și aici omul poate că se minte că face copil după copil și spune că asta este de fapt viața lui sexuală, că Domnul cere să faci copii mulți. Dar, așa cum am spus, inițial este o dorință reprimată care capătă o autonomie cu care se luptă. Pormul poate să treptate să-și dea seama că a intrat într-o capcană și că instinctul lui sexual a luat o altă față, pe care nu poate defini decât atunci când află ce e pedofilie sau că nu trebuie să pui fetițele pe genunchi și că nu e bine să îți placă bărbații și așa mai departe. Și atunci iar începe o altă luptă și alte probleme. Aici apare un caz tipic de ceea ce vrea să spună Pavel când legea a apărut, păcatul a înviat și eu sunt mort. Și ideea este că omul fiind un infinit, lumea lui de instincte și de emoții fiind un infinit, și noi fiind un infinit, fiind într-o continuă dezvoltare, într-o continuă schimbare, fiind foarte complexă, nu poți să o definești printr-un set limitat de texte, de legi, de canoane și vrând nevrând, a ajuns la situația în care, pe care o scrie Pavel, de autonomizarea dorinței și moarte a eului. Nu să zicem la cealaltă situație. Mă rog, am venit în America prima oară în 97, apoi m-am întors în 98, da? Și am început să trăiesc viața americană. Viața americană este societatea de consum prin excelență, ultracapitalistă. Este o trinie a corporațiilor. Consumatorul, de fapt, este abuzat de corporații, de bănci, de tot acest sistem de consum și consumul este dat de lege. Deci când spun lege, înțeleg că există un cod exterior de simboluri și de norme, da? Reclame, mărfuri, dorințe care trebuie satisfăcute, lucruri care sunt noi, care sunt cool, care sunt la modă, care sunt de dorit. Toate acestea, deci omul nu este în legătură cu natura lui lăuntrică ca să își asculte dorința să și le definească. Din afară deja sunt definit ce dorește el de fapt. Cel care face mașini știe că el își dorește o mașină nouă, cel care face haine nouă știe de ce fel de haine are el nevoie, cel care face mâncare de ce fel de mâncare are el nevoie, apoi mergem la sex și la turism și la entertainment și la distracție și toate acestea sunt studiate, științific sunt oferite, sunt parte din lege. Deci vreau să spun, asta este legea. Da? Deci lumea aceasta implică o anumită lege, un anumit set de simboluri, de texte, de norme care îți definesc dorințele. Și ceea ce caracterizează aceste dorințe este nu restricția, ci o continuă lărgire a câmpului dorinței și continuă conștientizare definită de noi dorințe. Și apoi omul află că el este gay și află că este ok să fie gay și că și gay au dreptul să își exprime personalitatea lor sexuală
Și apoi, ferește că e problema de ce n-ar putea să fie și în biserică, că Iisus a iubit pe toată lumea și Iisus a fost foarte nice și Iisus a vrut ca toată lumea să se simtă bine, de ce nu s-a simțit și gay bine în biserică și multă lume este de acord cu ideea aceasta. Dar ceea ce vreau să spun este că societatea, deci legea, face același lucru ca într-o societate restrictivă, ca în familia opresivă de care v-am vorbit. Definește dorința și invită la încălcarea unei limite care ai avut-o înainte. Înainte n-aveai mașină atât de grozavă, înainte n-aveai atâți bani, n-aveai casă atât de mare, n-aveai voie să faci cu tare lucru, hai, îndrăznește și fă-o și pasta, da? Dare to bear, de exemplu, da? E o reclamă tipică cu privire la adult entertainment în America. Deci, îndrăznește să calci această normă și noi îți oferim un spațiu pentru bani și, bineînțeles, normate de lege în care poți să o faci. Intrăm acum în biserică. Și în biserică, iarăși, este aceeași problemă, pentru că biserica îți oferă predici și seminarii și muzică și entertainment și filme și toate chestiile, dar sunt atâtea biserici în America și sunt atâtea programe și e aceeași idee că tu ai niște nevoi spirituale și dacă aceste nevoi spirituale au fost satisfăcute până acum, încearcă altceva și noi vom satisface aceste nevoi spirituale ale tale. Deci tot legea este cea care îți definește nevoia și este foarte să te încalcă, să te încurajezi să fii puțin mai îndrăznesc. Da? Adică spune, ok, ai voie să faci sex în sabat. Da? Ăla reprezintă, spune, nu, sabat e ziua Domnului, nu ai voie să faci sex. Cum a venit altul și ai voie să faci sex în sabat. Amândouă folosesc legea. Unul folosește legea ca represie, altul folosește legea ca incitare. Ok, încearcă să fii un adventist mai destupat, vii la sabat, biserică în sabat să te bucuri și dai din palme, încearcă să te bucuri. Înainte se spunea sexul doar pentru procreere, acum ai voie să faci sex, că Domnul a invitat sexul și vrea să te bucuri, dar nu uitați vreo că sexul fără vină este el o marfă care se vinde. Așa cum înainte legea interzicea sexul decât pentru procreere, acum legea îți vinde sexul religios fără vină, sexul sfințit de Iisus. Vine Iisus și îți dă educație sexuală dacă vrei. Și principala preocupare lui Iisus este cum să ai satisfacție cât mai mare, cum să ai mai multe orgasme. Asta vrea să te înveți Iisus pe la urmă, că de-aia când a învățat Iisus sexul s-a gândit deja ce orgasme grozave o să ai tu și s-a constatat că femeile care sunt mai credincioase se roagă mai mult, au și mai multe satisfacții sexuale, vă pot arăta astfel de studii. Ce vreau să arăt este că legea apare aici iarăși ca o incitare a dorinței ca să-i ofere o satisfacție într-un context religios, cel care înainte era represiv, acum devine contextul care este la fel de alienant. În sensul că dorința autonomizată este definită din afară de lege și apare acel aspect pervers al societății despre care spunea Zizek, care constă în a călca normă după normă, da? A zlărgi sfera de plăceri care sunt interzise și după aceea sunt permise. Ce face biserica acum este aceea să-ți permite ceea ce se interzicea ieri și să-ți interzică ceva ce îți va permite mâine să faci. Ce au comun ambele atitudini? Este definirea, autonomizarea dorinței prin lege și definirea vieții ca dorință autonomizată prin lege și definită de lege. Și moartea eului, de fapt. Omul este mort. Mi-amintesc că vreau la o evanghelizare din California, treceam prin deșert și eram aproape de o rezervație de indieni în care spunea că poți să intri doar pe riscul propriu. Și am luat-o puțin pe un drum pe acolo și în sfârșit am intrat într-o benzinărie să-mi iau o cafea, să mai sară somnul și a venit un trac pe câmp cu niște indieni care au intrat în benzinărie foarte zgomotoși și au început să cumpere niște dulci sau niște nimicuri care se pare că simțeam că le percep așa cum percepeam noi în România anumite nimicuri apusene pe care le cumpăram. Deci se bucurau de lucruri, de nimicuri. Erau îmbrăcați destul de prost, dar erau veseli. Am intrat în vorbă cu unii dintre ei, am întrebat, mi-au spus că sunt indieni, că stau în rezervație, cum e în India, rezervație, e bine, au spus. Am avut un simțământ foarte ciudat în clipa aceea. Am avut simțământul că de când am venit în America, am fost mort. Că viața mea a fost definită din afară, de consum, de biserică, de consum religios, dacă vreți,
de diverse sloganuri politice, de talk show-uri, de talk show-uri religioase, talk show-uri politice, de filme de entertainment. Dar viața e foarte, foarte normată. Te duci într-un parc, pe aici ai voie să mergi, pe acolo n-ai voie să mergi. Totul este strict normat. Și această viață strict normată, deci această societate strict normată, care e America și care este iudeo-creștină în esență, nu are ca scop să fie represivă, ca într-un regim totalitarian, cum ar fost România comunistă, ci are ca scop să îți ofere toate satisfacțiile cu putință. Dar îți normează aceste satisfacții, ți le definește prin lege, ți le oferă prin lege, dar tu ești sub lege tot timpul. În America ești tot timpul sub lege. Am văzut dintr-o dată simțământul că acești indieni care trăiau în deșert sunt vii și eu sunt mort. Acești indieni care au fost prea tare să accepte să intre în sistem, au preferat să dispară ca indieni decât să intre în sistem. Da? Am avut impresia că sunt mai vii decât mine. Și oarecum de atunci mi-am radicalizat multe convingeri teologice și social-politice și etice și așa mai departe. Și înțeleg că există o singură soluție în fața unui astfel de sistem. Să mor față de el. Să mori, realmente. Să mori în Iisus. Singura soluție ce a oferit de Iisus. A ieșit în afara cetății și a murit. Și să ieșim și noi împreună la el. Pentru că moartea față de lege, de orice lege, indiferent dacă o luăm ca represivă sau ca permisivă, fiindcă pentru permisivitatea e nevoie de o lege. Aici este esența perversă a societății în care trăim, iarăși citesc pe Žižek. Ai nevoie de lege ca să ai permisivitate. Deci, pe de o parte, ai permisivitatea legii, pe de altă parte, ai caracterul restrictiv al legii, da? Ai societăți tradiționale sau societăți permisive, dar ceea ce caracterizează toate aceste experimente sociale, sau aceste aspecte ale condiției umane, este faptul că tu ești mort și păcatul este viu. În sensul că păcatul este, ce este păcatul pe la urmă? Este alienarea dorinței de subiectul uman. Așa cum legea este o alienare a noțiunii de bine și rău, și eticii și moralei de subiectul uman, și identificarea ei cu voința lui Dumnezeu din afară sau cu un cod sau cu cosmosul la greci din afară sau cu un cod făcut de oameni care se exprime voința lui Dumnezeu sau legile cosmice din afară, da? Așa cum legea este o astfel de alienare, păcatul este o alienare în sensul de autonomizare a dorinței, de alienare a dorinței față de individ, parazitând pe acest cod de lege exterior. Și moartea lui Iisus și învierea lui Iisus implicit se repetă în moartea individului față de lege. Față de legea ca represie, dar față de lege ca alienare a propriei dorințe față de sine. Păcatul naște necunoscut pofta până și legea nu mi-ar fi spus să nu poftești, dar mă puteam raporta la dorințele mele în altfel, dar mă raportez prin lege, care definește ca poftă, sau asta ai voie să dorești, asta nu ai voie să dorești. Da? Nu ai voie, dar îți dau voie. Da? E interzis, dar tocmai de aia este plăcut. Ce este pornografia decât plăcerea care vine din faptul că ceea ce urmărești este nenatural. Da? Într-o societate primitivă, corpul uman nu are nimic pornografic, cum nici în artă nu are nimic pornografic, sau într-un cadru clinic nu are nimic pornografic. Dar, sau să zic la un strand nu are nimic pornografic, dar pornografia implică tocmai ca să fie interzisă acea imagine, pentru că atunci experiența voastră are loc. Deci este nevoie de lege pentru ca să există un anumit tip de dorință, care de fapt este alienată de natura umană. Așa că, ceea ce, indiferent de ce discutăm de aspectul ontologic, istoric, Iisus a murit sau a existat sau n-a existat, Iisus a murit sau n-a murit, cam toată lumea e de acord că a murit, nu toată lumea e de acord că a înviat. Idealul Pavel este ca acest eveniment al morții și învierii lui Iisus trebuie să devină o paradigmă în viața individului, de moarte și înviere, de eliberare, de regăsire de sine, regăsirea autonomiei. Bun. Dacă nu este legea exterioară, spuneam că omul este separat de instinctele lui, prin ce
se poate raporta omul la instinctele lui, omul are o nevoie de o interfață în afara lui, prin care să raporteze la universul de emoții și instincte. Are nevoie, mai precis, de o interfață simbolică. Această nouă interfață simbolică care o propune Pavel este iubirea. Și când Pavel vorbește despre Duh înăuntru, bineînțeles că vorbește despre viață. Despre o viață care Duhul este opus lovei. Și aici apare și, firește, ideea unității între gândire și acțiune, care este fundamentală. Să facem ceea ce gândim, să gândim ceea ce facem. Dar nu poți face ceea ce gândești dacă nu accepți să mori într-o anumită și să înviezi într-un sens nou. Vă mulțumesc pentru atenție. Știu că a fost lung și poate cam abstract și plictisos. Aș vrea ca, încheiind astăzi această exegeză neîncheiată a lui Pavel, vă invit să o continuați dumneavoastră. Vreau să abordez în emisiunea următoare la Căutarea certitudinii pierdute relația între cruce și evoluția umană, așa cum e văzută de teologi, biologi și să încercăm să o definim și noi în felul nostru. La revedere, ne revedem data viitoare, noapte bună!